Bună ziua, domnilor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem plăcerea astăzi de a încerca să pricepem ce se mai petrece în spațiul sociopolitic al momentului, atât în Gorj cât și în țară, alături de unul dintre prietenii emisiunii, domnul avocat Gheorghe Pecingin, vicepreședinte PNL Gorj. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua, bine v-am regăsit. Domnule Pecingină, să intrăm abrupt în discuție, așa cum facem de fiecare dată. Este doamna Firea mai bună sau mai puțin bună după ieșirea de sâmbătă de la mega-întâlnirea de vară, să spunem așa, a social-democraților la mare, la proba costumelor de baie și așa mai departe? Ce trebuie să înțeleagă românii din ieșirea războinică pe alocuri a primarului general al capitalei, iată, lider interimar la București și care a aflat că se vor face și acolo alegeri interne? Este, din punctul meu de vedere ca și liberal, este la fel de rea. Este PSD-istă, a mințit până acum, faptul că are niște ieșiri pentru a-și proteja interesele. Și când spun interese, adică pe prefect. Prefect, exact. E o bătălie între șacali acolo la vârful PSD-ului pe care trebuie să și-o rezolve. Dar să știți că ei se bat un pe ciolan. Un fel de reglare de conturi? Exact, se bat pe ciolan. Nu interesează poporul român sau și cu atât mai puțin ce s-a întâmplat în 10 august. Deci pentru mine e la fel ca și Tudose, la fel ca și Ponta, la fel ca și Dragnea. Grindeanu? Grindeanu, la fel, ca și Dragnea. Toți sunt o apă și un pământ, deci nu pot să spun dacă Firea e mai bună sau mai puțin bună decât decât ceilalți acolo, deci cine se aseamănă să adună, același calificativ are din partea mea. Cum vă explicați faptul că, iată, de o parte, președintele socialdemocraților ține cu dinții de ministrul de interne sau de poziția ministrului de interne pentru a doua oară? A mai fost un conflict cu Tudose, care s-a finalizat prin plecarea cabinetului Tudose. Și aduceți-vă aminte atunci luarea de poziția lui Firea. Da, care a fost pentru. Deci oamenii ăștia sunt oamenii, schimbă de la o zi la alta în funcție de interesele lor, își schimbă opiniile, nu contează, nu au principii, nu au morală, ca să-l cităm pe Caragiale, și o societate fără principii și fără morală. Deci, din punctul meu de vedere, sunt, v-am mai spus, o bătălie pe ciolan și încearcă să se poziționeze cât mai bine prin aceste declarații fiecare. Doamna Firea a prins un moment de slăbiciune, pentru că realitatea ne demonstrează faptul că ministrul de interne are probleme datorită intervenției, la așa vârf, cum s-a făcut în 10 august, și va trebui să dea socoteală, și a marșat pentru a-și proteja oamenii din interior. Riscă să piardă poziția de președinte PSD București? Da. Tot ce este posibil. Pentru că cine a să folosesc un termen de Maidan, cine a murit împotriva lui Dragnea, a plătit. Da. Cât, nu știu, dacă putem vorbi de recunoștință, de protejarea apropiatei, dar toată lumea a perceput acest atac fiind de fapt o încercare de a nu o lăsa pe Speranța Criselu, sper să nu greșesc, prefectul capitalei, să răspundă, pentru că până la urmă nu știm acolo ce a fost, când s-a dat ordinul, cine l-a semnat, cine a fost în piață. Eu am încredere în organele de anchetă și am încredere în justiția din România și sunt convins că se vor lămuri aceste aspecte. Se vor lămuri pentru că, iată, inclusiv marele partid PSD are mai multe opinii cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe 10 august. Bine, într-o democrație avem mai multe opinii, ar fi ceva firesc. Nu e un lucru rău, numai că și le exprimă, modul de exprimare și de abordare acestor opinii, lasă de dorit. Pe mine ca liberal mă bucură, pe mine ca cetățean mă doare, pentru că ei conduc această țară și o conduc prost, din punctul meu de vedere. Iar aceste sincope și probleme pe care le au, care au apărut, între, de exemplu, între prefectul capitalei și ministrul de interne, nu fac bine. Ne demonstrează că cam în toate domeniile bătăliile astea se duc, eșalonul 2 cu eșalonul 1 din cadrul PSD-ului, și țara nu, din păcate, nu merge într-o direcție bună. Nici și asta nu spun numai eu, să meargă dacă se duce bătălie internă. Toate sondajele de opinie relevă chestiunea asta, că românii cred că țara nu merge într-o direcție bună.
Am văzut o declarație, deocamdată singura declarație a celor din opoziție, a liderului PNL, la nivel central, care a spus că de urgență se impun demersurile pentru o nouă moțiune de cenzură, pentru că, iată, sunt semnale din ce în ce mai mari, mai puternice, privitor la o ordonanță de urgență a guvernului privind amnistia și grațierea. Da, probabil în noua sesiune parlamentară vom demara aceste lucruri. Cu siguranță și astăzi s-au luat niște decizii în cadrul BPN-ului și o să vedem cât de curând ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla. E deocamdată, cum spuneam, singura ieșire oficială în favoarea acestei forme de protest a opoziției, pentru că pe cei de la USR nu i-am văzut luând poziție privitor la ultimele evenimente. Pe bine, cei din... au luat totuși, dar au alt stil de abordare, mai puțin cel politic. Nu au experiență politică și preferă, mă rog, pe Facebook sau în mediul online să se manifeste. Din punct de vedere politic, într-adevăr, PNL-ul demonstrează încă o dată că este un partid serios și principalul partid de opoziție. Chiar astăzi, în cadrul BPN-ului, la nivel național, s-au luat anumite hotărâri, printre care și cu privire la pregătirea unei moțiuni de cenzură, audierea ministrului de interne în Parlament. Un ministru care refuză să se prezinte, a mai fost solicitat. E specific PSD-ul, atunci când au probleme, refuză și tratează cu aroganță, inclusiv Parlamentul României. Dar totuși nu este firesc. Adică ești chemat la o discuție. Domnul Căsnia, ce este firesc? Este firesc bâlciul la care asistăm? Nu este firesc. Dar asta au votat românii. Trebuie să respectăm jocurile democrației, să fim mult mai atenți la următoarele alegeri, să nu mai tratăm cu indiferență dreptul nostru constituțional de a vota, de a alege, să mergem la vot. Și atunci poate specimene ca Dăncilă, Carmen Dan, chiar și Firea, nu o să mai avem. Sper, și ajută Dumnezeu, reamintesc... pentru că contrar tuturor aparențelor, poporul român e un popor cu oameni deștepți. Și vă reamintesc chiar și un caz care m-a frapat și mă frapează în continuare, pentru că nu cred că a dispărut acea ființă de acolo, celebra doamnă motostivuitoare. A chiar a avut postări în perioada asta și spunea cum a scăpat ea de oprobiu public și cum a reușit să treacă. Mă rog, cred că erau sfaturi pentru colegi, cum a reușit să scape de această sintagmă. Uh-huh. Deci, și stați niște că partidul e plin. Am văzut, și nu erau glume, niște mici interviuri luate de către colegii noastre jurnaliști la tabăra de vară a PSD-ului. Deci la întâlnirea doamnelor sau domnișoarelor. Și a rămas uimit ce răspunsuri inteligente pot să dea aceste domni. Da, a fost, lăsând deoparte discuția politică, a fost așa o descărcare de emoții când te uitai la răspunsurile, la atitudinea, la prezența scenică a participantelor. Să mai zică cineva că PSD-ul e un partid de tractoriști. Da, corect. În altă ordine de idei, tot... Să nu mai zică că jignim tractoriștii care totuși muncesc. Tot în acest weekend, la această mega întâlnire de vară, s-a luat decizia organizării de alegeri interne în câteva filiale care aveau președinții interimari. Motivarea pe care am văzut-o odată de Florin Cârciumaru, că nu s-a discutat acolo unde mandatele sunt în derulare, cum este cazul aici la Gorj, dumnealui având un mandat până în 2019, spunea, sau ceva de genul. Păi da, dar în 2019 nu cred că mai este indicat, și o spuneau chiar ei, nu mai este indicat să faci alegeri interne, pentru că sunt alegeri. Avem europarlamentare, prezidențiale, în 2019. De semnalul tras, iar asta este clar o știe că... orice copil de la tineret care acționează într-un sau activează într-un partid politic, știe că în perioada alegerilor sau un an electoral. Un an electoral nu face alegeri interne, pentru că există riscul să-și îndezi partidul și rănile nu se cicatrizează și mergi cu un partid rupt în alegeri, ceea ce înseamnă automat și eșec. Și asta, la municipiul Târgu Jiu s-a văzut. Și asta, una peste alta, înseamnă clar că la Gorj socialdemocrații vor merge cu vechea conducere. Bineînțeles, până în 2020, când se va finaliza ciclul de alegeri, culminând cu parlamentarii. Am înțeles. Eu aș fi încântat să fac alegeri anul viitor, chiar le recomand. Alegerile interne. Tinerilor din PSD.
Iată tineri care, într-un fel sau altul, dăduseră o echipă nouă de conducere, un tandem, cum a vehiculat presa, și tineri care acum văd că speranțele se cam duc pe apa sâmbetei, duminici, cui? Depinde care speranța se duce pe apa firii, ca să zic ceva așa. Da, corect. Au și speranță în partid și au pus-o prefect. Nu știu ce să zic de ceea ce îi privește pe cei de la PSD. Eu cred că s-au cam grăbit tinerii din partid. Au fost cam euforici. Lupii. Lupii tineri. O parte a lupilor, că alții s-au mai calmat între timp. Alții au îmbătrânit. Și le place în hait, au rămas în hait. Haita lărgită, ca să spunem așa. Dar masculul alfa tot Florin Cărciumaru rămâne, oricât ar vrea ceilalți, sau oricât ar urla la lună ceilalți lupișori din partid. De altfel, la acest microfon, pe locul pe care vă aflați dumneavoastră, se găsea domnul Cărciumaru la o emisiune când a spus că dacă se vor organiza alegeri, dumneavoastră nu va mai candida. Iată că a avut dreptate. Dacă se vor organiza alegeri... Da, în deci, 2020, când și acum fi, zâmbesc când îmi amintesc... Probabil va fi la... Nu știu ce mandat va dori să candideze. Primul va fi probabil la... Senat. Pe continuitate. Și probabil nu-l va mai interesa ce se întâmplă. Are și o vârstă, domnul Cărciumaru. Da. Interesantă. Turnura, de altfel, făceam un pariu cu un coleg de presă dacă se vor schimba jocurile. Se pare că nu s-au schimbat cu nimic datele problemei și toată lumea care a crezut în interiorul partidului că pleacă o gardă, vine o altă gardă, iată că nu se întâmplă acest lucru. Schimbă asta cu ceva abordarea social-democraților pentru primăria municipiului Târgu Jiu? Pentru că știm cu toții pe surse că se vorbește de susținerea către o anumită persoană actualului lider social-democrat de la județ, a domnului Cărciumaru, deși teoretic ar trebui să existe un sondaj, nu? Pentru că așa auzim de ceva vreme. Uite, eu nu sunt... nu vreau să fiu rotocio, știe toată lumea că nu am o relație nici cu Adrian Tudor, nici cu atât mai puțin cu Adrian Tudor, nici cu Aurel Popescu. Niciunul dintre ei nu au nicio șansă. Deci vreau să spun șansă reală. Așa să-l arunci în campanie de 7-8%, da. Deci cei doi sunt excluși. Nu știu, și pe mine mă bucură lucrul ăsta, iar procentul pe care l-a dat Romanescu de 60-80% va ieși, deci cu acest procent va ieși Romanescu, este domnul real. Dan Vulceanu l-a dat acel procent, da, Vulceanu, la o emisiune la televizor, da. Deci este un procent real. Pentru că PSD-ul în momentul de față au o problemă cu identificarea unui candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Și timpul trece? Timpul trece, chiar dacă îl vor scoate atunci din Joben, am înțeles că se gândește la o persoană în afara partidului, sunt foarte orgolioși. Ruptura la Târgu Jiu s-a produs. Deci asta nu înseamnă că PNL-ul trebuie să doarmă pe ureche și marce la fel. Chestiunea este că la Târgu Jiu e mai greu să mai câștige PSD-ul. Se schimbă datele problemei în Consiliul Local Târgu Jiu. Am văzut o declarație mai mult decât interesantă. La momentul ăsta depinde de la ce date vă referiți. Configurația politică este numai la alegeri se poate schimba. Nu. Alianța. Alianța care să gestioneze lucrurile în Consiliul Local. De ce spun acest lucru? Am văzut o declarație a încă președintelui al de Târgu Jiu, pentru că probabil va fi și dumneavoastră mazilit, consilierul local Eduard Lădaru, care spunea că, din ce știe și a subliniat, până la noi directive de la centru există o alianță stabilă funcțională și că dacă va fi cazul de noi, de desfaceri de alianță și de refacere cu mai știu cine, gen liberalii, dumneavoastră se va supune deciziei politice. Excludeți o variantă de lucru cu ALDE și de ce nu cu PSRO sau ce-a mai rămas, ce-o fi acolo, în locul PSRO-ului, aici eu, la Consiliul Local? Din câte știu și din câte văd, pot să existe pe anumite proiecte și poate să existe și votul PSD-iștilor. Și sunt PSD-iști cum e pastii care au susținut anumite proiecte și le vor susține proiectul Marce Romanescu, primarul. Și nu e un lucru rău. Și mă gândesc că mai sunt și alții în cadrul PSD-ului, consilierii PSD, membrii PSD, care doresc să susțină pe Marcel Romanescu. Nu e un lucru rău. Nu e un lucru rău. Ne amintim gestul de reconciliere simbolică între viceprimarul municipiului Aurel Popescu și primarul municipiului Marcel Romanescu, făcut de domnul Pasti, președinte deci de ședință. Vreau să vă spun ceva. A fost amuzant. Eu când văd gesturi din astea, mă gândește râsul, că te-am văzut în politică. Nu, dar a fost o mișcare scenică extraordinară. Este foarte... Bun.
Și pentru cine? Nu contează asta și chiar nu mă interesează. Mă interesează să treacă proiectele lui Romanescu, care să fie niște proiecte viabile, să scoatem puțin Târgu Jiu din amorțeală. Asta mă interesează. Și nu contează cine-i dă vot. Poate să-i dea, poate să-i dea PSD-ul, poate să-i dea altele. Asta depinde de negocierile pe care le va avea cu fiecare consilier în parte. Am înțeles. Mă bucur că din ce în ce mai mulți, așa cum v-am spus și de la PSD, votează cu Marcel Romanescu. Trecem acum la, bă, să spunem... Sau, mă rog, proiectele Marcel Romanescu. Da, la foștii dumneavoastră, la o parte dintre foștii dumneavoastră colegi, cei care se consideră adevărați liberali și care, iată, au o conducere interimară, dar un birou politic stabil, din care, surprinzător, lipsesc nume. Iată, nu avem numele doamnei care conduce organizația de femei, nu avem numele domnului de la municipiu, domnului Lătaru. Zâmbesc pentru că am văzut niște poze cu Mădălina Ciolocoi. Negrescu. Negrescu, îmi cer scuze, dar acum Negrescu. La ceva ședință ALDE, adunarea femeilor sau așa ceva, da. Făcea o poză cu drapelul ALDE, mai că m-a apucat plânsul. Era trup și suflet alături de ALDE în aceeași perioadă în care colegii mergeau cu un birou, da, din care ea nu făcea parte. Dar este că firesc, curios, este statutar cum să e, nu... Exact cum este, nu știu să vă spun acest lucru, dar e exact cum te duci astăzi pop tricou Universității Craiova și mâine ești la Dinamo. Cam așa era și cu Nicol și cu, îmi cer scuze, cu Mădălina Negrescu. În PNL este statutar ca președintele de la diverse organizații? Drept, să sunt nu... de drept, sunt de drept. Deci de drept. Da. Organizațiile de femei, pensionarii, tineretul sunt de drept în BPJ. Inclusiv organizația de municipiu? Nu, organizația de municipiu nu trebuie să fie... Deci trebuie să fii supus votului, cum ar veni. Nu ești... Am înțeles. Pentru că a fost un interimar și nu s-a supus votului, a fost numit. Numit de la centru. Și aprobat. Probabil s-a mers cu o listă și a aprobat centru. Din câte am înțeles, nici Dian nu era, dar da, s-a revenit. Da, pe prima listă nu era numele lui Dan Popescu. Era chiar haios, pentru că a fost președinte organizației, așa cum e el, cu bune, cu rele. Unii n-ar fi existat prin organizația dacă nu era Dian Popescu. Absolut. Aici sunt 100% de acord cu dumneavoastră. A început campania electorală. Dar așa e în politică. Așa e în politică și cine intră în politică trebuie să se aștepte la lucrul ăsta. Nu există prietenii, există doar prietenii de conjunctură. Sunt puțini cei care sunt de caracter și care respectă pe cei care au ajutat. De obicei, sau care primii care sunt mazilii și umiliți sunt cei care te-au ajutat în politică. Dacă nu respecti principiul ăsta, ai probleme mari ulterior în carieră. Și nu de integritate. Și vă spun unul care a trecut prin ele și apropo și de Dian Popescu. Că totuși există un Dumnezeu și le dă la fiecare după suflet. Corect. Și spune, karma întotdeauna lucrează chiar dacă nu simțim acest lucru. În altă ordine de idei, a început campania electorală pentru alegerile europarlamentare? Pentru că, iată, am avut o vizită, chiar și denumire la doamnei președinte ALDE Gorj. Am avut... la CEO, iarăși, prezență de europarlamentari, cam mulți ne calcă așa pragul în 2018 pe final, când în 2019 știm că urmează alegeri. Alegeri, da. Eu așa se văd cu activitatea din Parlamentul European și lobby-ul pe care îl fac pentru, apropo și de complex energetic Oltenia, pentru complex energetic și numai, pentru energia tradițională. Lobby-ul ăsta vreau să-l văd acolo, la Parlamentul European, nu să vină să ne spună cum ne-a spus doamna Grapini, că sunt 100 de ani de când funcționează turba centrală la Tărcind. Lucruri pe care nici noi știu. Ei nu știu să ajungă de la gara la sediul partidului pe jos și nu e un oraș mare, să mai tână Dumnezeu. Dar vin și se dau acum patrioți. Dacă doamna Grapini nu fi trecut în viața ei neam de neamul ei prin Târgu Jiu, acum și dumneavoastră sunteți culmea, de la gara până la sediul partidului e întortul chiar. E valabil și pentru doamna președinta ALDE, da? Norica Nicolae. Și pentru ea valabilă chestiunea asta. Sunt aici o să aibă probleme și aud pe toată lumea, domne, să vezi ALDE. O să vedem dacă ALDE e un balon umflat, dar cine îl umflă are și acu. O să vedeți cât de curând cum o să fie desumflat acest balon. S-a revigorat partidul prin aducerea lui Ion Iordache, fostul lider liberal de la Acolo Turceni? Acolo unde este Iordache este scandal. Iordache este un tip cu o personalitate puternică și nu acceptă alte opinii. Aha. Iar cei care vor veni acolo, dacă au personalitate, la un moment dat vor intra în conflict. Deci asta vă spun cu certitudine. Eu am avut și am, ca zonă de responsabilitate din partea PNL-ului, zona de minerit. A fost un colegiu 4.
Și am avut ca element de studiu și pe domnul Iordache. Și nu trebuie, în stânga, în dreapta, vezi oameni care au lucrat cu el, oameni care lucrează cu el. E o fire puternică, exact, fără discuție. Exact, și la un moment dat vor intra în conflict, părerea mea. Iar Ion Iordache nu acceptă locul 2. Și asta e adevărat. Da? Și dacă a venit acolo, e clar. Și apropo și de liste și de tot ce vreți. Deci chiar dacă aparențele vor spune... cine va face listele. E clar, nu? Unde are loc în această ecuație primarul din Rovinari, un tânăr de perspectivă, un tânăr este, care, iată, trage pentru Rovinari? Este finul domnului Iordache. De ce are ce loc? Să vă spun mai mult, da. Cum e Adrian Tudor, finul Florin Cărciumaru, iată. Domnul finul cu nașul trag la aceeași căruță. E foarte bine, foarte frumos. Dacă vreți, e chiar ortodox. Presa speculează faptul că o parte a primarilor liberali vor merge către ALDE. Un pariu cu dumneavoastră aici. E vorba de apropiații fostului vicepreședinte PNL, domnul Puiu Diaconescu. Foarte mulți sunt apropiați de domnul Puiu Diaconescu și foarte mulți liberali încă îl mai vizitează pe domnul Puiu Diaconescu acasă la dânsul. Eu nu cred, dar nu cred că vor pleca. Pentru că au experiență politică, știu ce se declare. Nu vă lăsați duși în nu, duși, că nu, de mult nu mai cred în... de declarațiile care se dau acum. Și dacă totuși vor face pasul? Foarte bine, eu nu sunt un om care să-i critic. Fiecare merge acolo unde este mai bine și unde consideră că poate să pună în aplicativitate sau în aplicare proiectele. Politica și... Nu, proiectele, că asta e o vrăjeală pe care o dau primarii de obicei când vor să plece. Domne, merg la partidul ăsta... Dacă o alianță de guvernare vorbește de proiecte, da. Ce să mai spună săracii primari? Nu, să spună adevărul, că nu se simt confortabile acolo unde sunt. Și vor să meargă în altă parte unde au un cuvânt de spus și unde pot să-și pună pe listă ce vor ei. Înțelegeți? Lucrul ăsta. Dar eu vă spun că de la Partidul Național Liberal nu va pleca nimeni. Nimeni. Și pot să pun pariu aici. Nu avem mulți primari, 20 de primari, dar sunt primari serioși, oameni serioși, au dus bătălii grele. E din nefericire, e greu în opoziție. Ce-i drept? Dar eu mă uit la PSD. Ce greu e și la PSD. Le promită președintele Consiliului Județean rectificarea de buget. Două chiar. Nu au, nu au bani, da? Nu se poate ține de cuvânt. Voilà. Unde se mai duc și ceilalți primari? Când auzi, domne, o să racolăm pentru să vină la sărăcie? Nu poți să împarți la 50 și ceva, 54 că ți-au ei? Și vrei să împarți la 70 și... Băi, monșer. Asta e... Să folosesc chiar și un teren de Maidan, e o vrăjeală care se aruncă. Ce uși le deschid? Domne, că n-a adus la nimeni nimic. Alergă săracii și care mai avem prieteni și cunoștințe primari, știm. Indiferent că fac parte din alianță sau nu. Știm prin ce dificultăți trec primarii. Așa că asta e o chestiune așa, pur speculativă. Și vă spun cu sinceritate că nu vor pleca de la... Pentru că s-au purtat discuții și știu discuții cu oameni care sunt vizați de declarațiile făcute în ultimul timp. Am înțeles. Iar ceea ce privește pe domnul Puiu Diaconescu, sunt convins că nu, nici măcar dumnealui, chiar dacă mai este membru PNL. A, deci nu mai este nici membru PNL, nu numai din funcția politică. Nu, și-a dat demisia, nu mai este nici membru PNL. Deci domnul Puiu Diaconescu nu este nici membru PNL. Am înțeles. Dar asta nu înseamnă că nu este un apropiat al PNL-ului. Și că nu e... Nu are prieteni foarte mulți, inclusiv în biroul politic județean. Adevărat că experiența politică a domnului Diaconescu nu poate să fie negată sub nicio formă. Nu iar cer dumnealui, bine, ferește, dumnealui știe și cum să joace, știe și ce să declare, știe și față de cine să declare niște lucruri. Exact. Dar pe asta mă bazez și eu, toamnă mai mult decât pleca... interesantă. Păi nu au cum, din punct de vedere juridic, iar atunci aproape nebun să fii să te duci la o alianță care e în scădere, dar să o luăm cinic și să judecăm așa, pragmatic. Cum ar vedea un primar, eu, dumneavoastră, dacă ați fi primar, cum ați vedea lucrurile. O alianță, hai să spunem, în cădere liberă, pentru că știm cu toții... La momentul acesta, clar. Se erodează, da? Sunt la guvernare, se erodează. Dacă nu vor lua niște măsuri extraordinare, ceea ce mă gândesc că nu pot. Nu mai au de unde. Nu mai au de unde și cu ce. Inclusiv la pensii se plânge Olguța că mai sunt bani, da? Nu au cum să-și revină, să vină iarăși în creștere. Și atunci ce să cauți? O dată, doi, mă duc unde sunt 50. Nu pot să-i sature pe ai lor 50, îmi dau mie care, da, cred că eu voi putea să obțin ceva. Când mai bine rămân aici cu ai mei și am convingerea că din 20, 25, 30, e mai ușor să rănești 30 de guri decât 60. Nu? Așa este. E o logică simplă, elementară, pe care sunt convins, nu că sunt convins, știu, că doar de la ei am învățat și eu, pe care primarii o aplică.
Iar declarațiile care se dau acum sunt declarații pur politice și pentru a rezolva anumite interese, de moment. Pe o logică a afinităților, să spunem așa, riscă Partidul Social Democrat să piardă, acum mi-a venit ideea, să piardă primăria Turceni? Păi dacă... Pe logica afinităților, repet. Eu bine și eu fiind responsabil de zona, primăria Turceni va fi luată de bătălie, se va da între PNL și ALDE la Turceni. ALDE luând în calcul candidatura... Actualei primăriți. Actualei primăriți din partea... Da. Să nu ne ascundem după... Corect, Ion Iordache, asta spun. Conduce primăria Turceni. Este cumnată dânsului, este primăriță. Acum, ajutată mai mult decât vizibil în campanie. Nu a ajutat-o PSD-ul, a ajutat-o Iordache, pe care de consecință lui este tributară și probabil va fi candidat din partea partidului unde va fi Ion Iordache membru sau că nu știu în ce sau se vicepreședinte sau președinte. Eu v-am spus că el nu acceptă locul 1, așa că locul 2, așa că ori e președinte, ori nu mai e. Corect, de acord cu dumneavoastră, vom vedea. A început bătălia pentru, iată, trecem de 2019 și ajungem la 2020. Ce repede am trecut. Da, a început bătălia pentru alegerile parlamentare, se fac pe sumână liste. Nu de către partid, de către doritori. Adică, domnule, uite, eu vreau asta, tu vrei asta, ălalt ar vrea asta. Nu vorbesc în PNL, vorbesc la nivel în de general, partide. Da, cred că oamenii au început să-și cam facă niște calcule. Fiecare are un azimut sau, mă rog, o chestie ceva în politică. Cine spune că nu minte? Corect. Doi, ca să poți să ajungi acolo, trebuie să te bazezi pe ceva. Fie ai o forță financiară, gen Iordache, fie o forță politică, adică ești respectată, ai credibilitate, ai oamenii în spate care te pot ajuta, relații, te pot ajuta foarte mult în alegeri. Și ca să demonstreze asta, partea a doua, dacă nu ai susținere financiară puternică, trebuie să treci prin niște bătălii, cum ar fi europarlamentare, prezidențiale și localele. Care da, strip, și atunci, da. Abia după locale, poți să emiți pretenții, sau nu, pentru un post pe liste, un post eligibil, că listele... Da. Pe liste, deși ați văzut liste întoarse. Pentru anumite persoane, listele sunt... prezența relative. Pe listă e foarte importantă. Nu neapărat pe locurile eligibile. Corect. De exemplu, pentru un tânăr în politică, să fii partidul să te nominalizeze pe listă și numai pentru un tânăr. În general, este o onoare și un pas înainte. E momentul tău și poți să devii vizibil, chiar foarte vizibil și să demonstrezi ce poți în campania pentru parlamentare. Așa deci este. E o onoare să fii pe lista unui partid. Avem din Gorj, sau reprezentând Gorjul, doi președinți de comisii parlamentare. Crește cu ceva calitatea vieții în Gorj faptul că acolo, la București, avem doi președinți de comisii parlamentare? Un senator și un deputat? Până acum nu s-a văzut. Păi mai puțin și trece mandatul. Păi asta e. Din nefericire nu s-a văzut nici când am avut premier. Din nefericire nu se vede nici acum când partidul aflat la guvernare are... doi reprezentanți din Gorj, conducători de comisii. Nu ne ajută cu nimic. Chiar cu nimic. Nu ne-au venit banii pentru centură, nu ne-au venit banii pentru stadion. Păi am aflat la centură că e cam greșit proiectată. Adică, nu știu. Că să fie oare așa, aceeași centură pe care o anunțau gata în campaniile electorale? Inclusiv Florin Cârciumaru. Eu mă speriasem de ce văzusem pe acel desen. Acum era teribil de frumos. Să ne spună Florin Cârciumaru cu nonșalanță că s-a greșit proiectul. Monșer. Ne aflo cine era la butoane. Că din câte mi-aduc eu aminte, tot dumnealui era. Vedeți cu câtă nonșalanță se vorbește acum. S-a greșit. Păi s-a greșit, ai dărmat niște case, ai expropiat niște oameni, multe destine. Familii. Mă rog, asta e scuză. Nici măcar scuze nu au prezentat. Și acum sunt procese pe rol? Ei se, da. Acolo. Ei sunt, cum să zic, s-a greșit. Am distrus destine și ne-am bătut joc de circulația în Târgu Jiu. Am greșit. De ce se induce ideea că de toate astea e vinovat cel care se află acum în fruntea primăriei? Pentru că mă uit... Am avut diferite meciuri pe tema asta pe la emisiuni. Prin care, așa cum bine spuneți, inclusiv în conferințe de presă am spus, se caută vinovat și se spune că Romanescu e vinovat. Are și Romanescu bubele lui și slăbiciunile lui. Dar să spui că centura e oprită din cauza Romanescu, înseamnă că ori ești idiot, ori ești... Răuvoitor. Da, haideți să folosim termenul ăsta, eu aveam unul mai dur. Da.
ești răvoitor dacă spui lucrul ăsta. Ce treabă are coada vacii, nu aia din parcul de la coloană, cu ștampila primăriei? Da? Care și coada vacii până la urmă cu ștampila primăriei, am văzut. Da, da, da. Asta e altă discuție. Așa este. În Gorj, iată, mulți parlamentari... Puține caractere? Nu, vreau să spun, o calitate a vieții destul de scăzută. Păi da, la asta mă referam și eu. Uităm la ceea ce se întâmplă. Vine, spun o poveste aici la Târgu Jiu, de mincu nonșalanță. Avem drum expres. N-avem nici drum expres și nici măcar nu-i prins mega... Au venit banii la stadion. Da, vă dați seama. Păi mai puțin am să făcut faceți... și mixul... Asta s-a făcut septembrie. Am făcut și mixul energetic. Ce Dumnezeu n-am făcut? Eu sunt curios cum oamenii ăștia pot să mai... Volens, Nolens, revin la Vulg. Cum pot să mai pună botul pe... la promisiune sau, la, de exemplu, la speech-ul lui Weber? Lui Mihai Weber. Măcar Florin Cârciumaru are decența și nu ne mai minte. Nici nu mai prea iese și să iese cu aia lui. Le ceartă că au devenit impulsivi și le mai dă câte un semnal cu privire la conducerea partidului. Dar Mihai Weber în ultima perioadă e ceva de speriat. O fi prin prisma posturii pe care o are acolo? De SIE? Nu știu. Dar clar nu e iubit. Se indusese ideea că e iubit de Dragnea și că e protejat de Dragnea. Iată. Tot mai bine stă Mr. Flo. Se pare că da, din moment ce Gorjul nu apare pe lista județelor, organizațiilor și nominalizate... Și-au luat rușinică, ca să zic așa, tandemul, tridentul, ce erau ei pe acolo și-au cam luat rușinică. Trident? De ce trident? Păi câți erau? Și un Claudiu Manta la secretar general, dacă nu mi-aduc eu bine aminte, că el e cel care l-a lansat. Da, 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 se vehiculase această poziție. Da, e la loc o mandă, să trecă un pluton. Și am văzut că Manta a înțeles, s-a dus în continuare cu tineretul. El acolo se simte bine, deși a expirat vârsta pentru activa la tineră, dar acolo se simte bine. Probabil acolo e mai credibil. În rândul tinerilor, pe ăștia poți să-i aburești mai ușor tinerilor pesediști. Da. Cum spuneam, e greu în lumea mare. O să fie interesant de unul. În lumea celor mari e greu. Da. Ce va fi, cu siguranță vom vedea, certe că urmează prima tură de alegeri, cea care prezintă cel mai scăzut interes pentru români, trebuie să recunoaștem. Așa. Însă, atenție, există riscul pe care, sau situația de care eu m-am lovit, să aflu cu stupoare că actualul premier al României, o doamnă certată grav cu limba română și cu logica, figura de două mandate și jumătate ca europarlamentar. Iată ce înseamnă, dragi radioascultători, indiferența, fie și pentru această tură de alegeri, care pentru noi, oamenii simpli, nu reprezintă nicio chestie. Iată, vedem. Domnul Catina, păi de credeți că ar mai fi existat un 10 august? Credeți că ar mai fi existat un 13-14 ianuarie 2017? Dacă lumea ieșea la vot, dacă nu stăteam să înjurăm și să-i omorâm pe Facebook? Adevărat, acolo suntem campioni. Și la limbaj și la tot ce vreți pe Facebook. E ușor să stai acasă, te ascunzi în spatele unui cont, de cel mai multe ori fals, și începi să înjuri și să spui opinii și să spui ăștia n-au făcut nimic, ăia nu fac nimic, vai de capul lor, clasă de politicieni. Mergi la vot. E scuza pe care o induce și PSD-ul, sau mă rog, prin troli și prin tot ce au aparatul lor, n-am cu cine să votez. Da, 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 este cea mai gravă idee care s-a impregnat. Dacă îi întrebi, nu știu, spun ce e că PNL a făcut nu știu ce, ce e că nu știu care a făcut nu știu ce. Ei nu știu oamenii de pe liste care poate să fie unul care nu-ți place, dar nu înseamnă că toți ceilalți. Că toată lista de 5-6 este compromisă. Da. Și atunci să analizeze puțin și oamenii care sunt pe listă, dacă sunt profesioniști sau tractoriști. Încă o dată, îmi cer scuze pentru tractoriști, eu folosesc termenul ăsta așa... Strict peiorativ, fără da, treabă exact, cu meseria exact. De bază. Bine, mă referam la Stănescu, Paul Stănescu, dar oricine trebuie să încep de undeva. El a început de pe brazdă, dar nu s-a dat pe brazdă și a rămas tot acolo. Și în lumea politică. Și iată, mă refer joacă, la tractoriști pentru că sunt mai mulți, da. Sunt mai mulți care, în Parlamentul României, care fac legile. Și oamenii n-au nicio treabă. Nici n-au lucrat în domeniu. Și nu au nici cunoștințe minime juridice. Principalul om la care mă gândesc este domnul Iordache, care se pare că a făcut cum a făcut studiile universitare. Iordache, Nicolicea, sunt niște oameni care sunt și atât de vulgari și în exprimare și în gândire,
sunt oameni care fac legi în Parlamentul României. Bine, mai avem senatorul mitralier? La asta ar trebui să ne uităm. Sau deputatul mitralier, pardon. Nu neapărat o uiți la CV-ul lui, pentru că și-l pot aranja și cosmetiza, pot să faci în ziua de azi 100 de facultăți, cei 7 ani de acasă, dacă nu e degeaba. Și ca și mod de gândire, ca mod de exprimare. E ceva constructiv sau sunt... Ei sunt fanatici a unui... Nici măcar ai partidul, a unui lider. Da, pentru că n-au ideologie, să spui că respectă o ideologie. Nimeni nu cred că mai știe... Sau nu, poate vorbim cu noastră de cauză de ideologie. Partidele politice, și credeți-mă, sunt unul care... Sunt anumite cutume, dacă vreți, și reguli. Discuții în mod normal în interiorul partidului și acolo poți să ai opinii contra, cel puțin la PNL, și ți le exprim. Iar ulterior, ieși din, când ieși în media, ți asumi ceea ce a votat majoritatea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să nu ai personalitate, să nu vorbești. La noi, la PNL, se vorbește. Înțeles. Se discută. Normal, te supui, nu te obligă nimeni să stai într-un partid politic. Și dacă nu-ți convine, pleci, cum eu am făcut-o de multe ori. Da? Nu m-am dus la partid de la putere, mi-a ajutat Dumnezeu, m-am dus tot în opoziție. Da? Și nu mi-e rușine chestia asta, pentru că n-am fost de acord cu majoritatea. Nu trebuie să faci nimic altceva, nu te obligă nimeni să faci altceva. Dacă nu-ți convine ceva, pleci. O ultimă chestiune, pentru că nu mai avem foarte mult până la finalul emisiunii, circa 4 minute. Cel mai mare partid politic al momentului și în epoca, să spunem, post-decembristă, nu are un candidat pentru alegerile prezidențiale. Este o premieră. Dar nici nu trebuie să aibă. Eu vă spun de pe acum și pot să vă și scriu. Candidat propriu. Vă pot scrie, dați-mi să ceva să vă scriu. Dar o realizează și ei că Iohannis va lua al doilea mandat. Și se gândesc pe cine să scoată să o încaseze. Ăsta e și motivul pentru care prima oară un partid mare ca PSD a început ideea să iese cu Tăricianu de la alt partid. Și care este candidatul formațiunii Apendice? Apendice. Este ideal pentru ei pentru că nu își vor asuma eșecul. Dar vor trage pentru... Cu atât mai puțin. Pentru că e vorba de orgolii, vorba de multe chestii la mijloc. Ceea ce a reușit Dragnea și pentru asta îl felicit, să dezbine partidul ăsta monolit. Și să-l facă în bucăți. Pentru lucrul ăsta îl felicit pe Dragnea. N-a reușit niciun conducător. Păi și nu va plăti cu funcția după alegerile prezidențiale pierdute? Ba da. Nu știu dacă după prezidențiale. Dar va plăti cu funcția. Așa cum s-a întâmplat de obicei, cum se întâmplă la PSD. Un partid care își devorează lideri. Până la momentul acesta, pentru că am în față episoadele îndepărtării, ca să nu spun decapitării, îndepărtării tuturor ceilalți președinți, exceptându-l pe primul, Dewan. Nemuritorul. Dewan. Toți ceilalți au fost îndepărtați într-o manieră sângeroasă din punct de vedere politic, însă, iată, niciunul dintre ei uitați-vă, nu s-a agățat cu dinții cum face Liviu Dragnea, adică Liviu Dragnea ghiare dinți. Nu avem de unde să știm. Au avut un mod mai elegant de a se agăța cu dinții. Da, nu, eu nu cred că chiar se agață. Liviu Dragnea îi conduce și ei sunt supuși. Uitați-vă la Gorj. Vorbesc pe la mese, dar nu au curajul deloc să vorbesc în interiorul partidului, să ridice probleme la București. Ba, din contră, după 10 august au ieșit primii cu un mesaj de susținere a modului de intervenție a jandarmeriei. Făcându-se de râs acum, că inclusiv, vedeți, la nivel central la București, se recunoaște că a fost forțată această intervenție. O chestie excesivă. Da. Și nelegală, pentru că dacă ne uităm ce se întâmplă, cine a dat ordine, și apar multe fisuri în acest eșafodaj, care atunci, în primele două, trei zile, părea rupturi, perfect. Nu fisuri, sunt rupturi, dar dreptul. Adică multe chestiuni care se bag cap în cap, revenind la subiectul 10 august, lucruri complet ilegale și imorale. Nu, știți foarte bine, eu nu sunt de adeptul violenței. Să mă rog, nu forma nici măcar a limbajului. Și pe mine m-a speriat, noi eram în țară și m-a speriat și limbajul, dar și ce s-a întâmplat după. Mă și întrebam unde mă întorc eu în țară, unde mi-aduc copiii înapoi, când acum începe să conteze mai mult violența decât cine mai violent, mai tare în gură și în pumn sau în pulan, conduce. Asta ar trebui să ne dea de gândit. De ambele părți. Corect. Asta este de precizat pentru că dar toți factorii implicați... Ai pretenția ca statul, prin reprezentanții săi, nu contează
pe unii vremelnici, sunt de la PSD sau de la alte partide politice, să respecte legile și să respecte cutumele și legile internaționale. Dreptul omului de a protesta. Adică îți ridică mâinile sus și tu lovești cu bastonul în cap. Și nu unul, mai multe cazuri. Repet, în cap. Putea să te fi înjurat sau să ți-ai spus, poți să-ți ieși, deși n-ai voie, pentru că de asta ești jandarm și ești în dispozitiv acolo, se presupune că ai nervi tarp, ai sute de ore de antrenament pe tema asta. Da? Poate ai și intervenții. Nu lovești în cap. Există o tehnică de lovire și cu bastonul care se învață. Da? Corect. Ar fi paradoxal, să știți că e și teorie pe tema asta și sunt sigur că cei de la jandarmi au învățat. Sau ar fi trebuit să o învețe ca să iau o anumită notă. Și poliția învață și jandarmeria. Și unde lovești, unde ai voie să lovești cu bastonul. Și nu scrie niciun de acolo că poți să lovești în cap. Da. Cu atât mai grav este că oamenii respectivi erau cu mâinile ridicate. Și pe lângă astea, evenimentele, incidentele, filmările pe care le văd eu sunt surprins totuși de șefii. Iau aminte de acei oameni așezați în fund pe caldarâm cu mâinile la cap, care spuneau, nu, noi nu plecăm de aici, și efectiv au trecut cu bocancii călcând pe acei oameni. N-am văzut acel incident, dar eu... Există acea filmare. M-a surprins... Și cred că ar trebui să șefilor să li se facă, cel puțin domnul acela în alb, mi s-a părut un șelărat, un om cu probleme psihice majore. Ori omul ăla conducea... Părea posedat. Părea posedat. Poți să te transpui în momentele astea când... Dar nici în halul ăla. Eu sunt convins că omul are probleme psihice. Și iată, face parte din conducerea jandarmeriei. Și conduce brigada specială a jandarmeriei, adică acel detașament de intervenție rapidă. Să mă ierte Dumnezeu, omul ăla, dacă dă o testare psihologică, o pică. Sunt convins. Vom vedea. Stimate domni, din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Dacă timpul vă permite, vă așteptăm mâine seară la emisiunea de la televizor. Plăcere. Este o plăcere să... Timpul îmi permite, sănătatea stă mai prost în perioada asta, dar... Sunteți un luptător, o să vă refaceți. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră, dar și invitatului nostru de astăzi, o zi cât mai plăcută vă dorim. Suntem și mâine și în zilele următoare tot aici. Sănătate multă, la revedere!